Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Să vedem puțin care este situația în momentul de față și ce urmează în viitorul apropiat, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Hai să vedem. Prima carte. Wow! Bun. Văd că în momentul de față, între voi doi, fie este o femeie pentru unii, adică o prietenă, mama, soacra, cineva. De asemenea, văd un proiect comun pe care îl aveți în desfășurare pentru unii dintre voi. Dar văd că petreceți timp de calitate împreună sau banii contează foarte mult pentru voi, mâncați împreună, dormiți sau vă simțiți bine într-o anumită situație. Da? La baza pachetului avem regele de cupe, 2 de spade și 8 de bâte. Bun, văd aici o lipsă de comunicare legată de o petrecere sau legată de o întâlnire. De asemenea, văd faptul că cineva are de luat o decizie și nu prea știe ce să facă. Cu împărăteasa, văd aici o conexiune cu zodia Taur sau cu zodia Balanță. Este clar că în momentul de față, între voi doi, lucrurile materiale sunt importante. Unii poate chiar sunteți colegi de muncă sau aveți în comun un proiect, o casă, un copil. Pentru tine, spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, în momentul de față te văd destul de blocat. E ca și cum te simți sacrificat în această situație. Suferi, da? Spânzuratul vine cu suferință, dar vine și cu soluția de a accepta și de a renunța la anumite situații. Cealaltă persoană, asul de cupe. În unele cazuri văd aici o nouă relație sau o nouă iubire care apare la orizont. Dacă știi că această relație nu mai funcționează, atunci e clar aici că apare cineva. Însă văd și posibilitatea unui nou început, a unei noi etape în cadrul acestei situații. Să vedem în inima ta temperanța. Da. O legătură cu un săgetător. Păi aici eu nu prea te văd foarte mulțumit sau foarte împlinit, în general în viață sau în această relație. Temperanța vorbește despre pace, despre liniște, dar este acea energie în care nu ne simțim foarte bine. Da? Pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte nu sunt bune. Tot stai aici și cântărești, dacă să mai rămâi în relație, dacă să pleci. Apoi, văd aici pajul de monede. Văd că persoana la care tu te gândești studiază foarte mult o situație, studiază foarte mult comportamentul tău, dorește să te cunoască mai bine. Pentru unii văd o conexiune cu persoane mai tinere sau o noutate care a apărut sau care apare. Pajul de monede și coasul de cupe, ambele cărți vorbesc despre noi începuturi. Fie în cadrul acestei relații, fie este vorba despre o nouă relație pentru unii dintre voi. În continuare, pentru tine avem regina de cupe. Regina de cupe care vorbește despre foarte multe emoții. Eu cred că tu ești într-o perioadă în care ești extrem de emoțional. O perioadă în care ești foarte sensibil, foarte sensibilă, ai nevoie de multă atenție, vrei să-ți vindeci sufletul sau vrei o vindecare sufletească, o vindecare fizică. O legătură văd cu zodii de apă, rac, scorpion, pești. Cealaltă persoană, 9 de spade, omul ăsta este foarte stresat în momentul de față. Așa cum spuneam, încearcă să te împace, încearcă să găsească o soluție la această situație. Hai să vedem în continuare. Da? Avem steaua, o legătură cu un vărsător. Uite, văd în viitorul apropiat o conversație online pe care voi o veți avea, un apel telefonic, dar văd și acel moment în care veți da cărțile pe față. Atât tu cât și această persoană veți afla câte un adevăr. Este un adevăr foarte profund, este un adevăr care va clarifica foarte mult situația. Totuși văd și un scop comun aici pe care îl veți avea. Pentru tine, justiția, o legătură cu zodia Balanță.
Este clar aici că în viitorul apropiat tu îi vei cere acestei persoane să ia o decizie sau tu ești persoana care va lua decizia. Pentru că justiția vorbește despre acel moment în care vrei să iei o decizie în această relație sau, uite, reușești să-ți găsești echilibrul. E ca și cum tu ești persoana care dă verdictul aici. Cealaltă persoană, 9 de monede. Ceea ce se întâmplă între voi oferă acestei persoane o mai mare încredere în el sau în ea. Omul ăsta se va simți foarte liniștit, foarte confortabil alături de tine. Da? Sau e ca și cum va fi într-o perioadă în care se va ocupa foarte mult de bani. Văd că pe tine te va dezamăgi puțin această situație sau poate chiar vei lua o decizie atunci când vine vorba de a-ți urmări interesul tău. Cealaltă persoană, lumea, omul ăsta se simte foarte liniștit, foarte mulțumit, împlinit în viitorul apropiat. E ca și cum se închide o karmă, e ca și cum apare o eliberare. Pentru tine, 10 de spade. Văd aici că ceva nu-ți va plăcea, ceva nu-ți va conveni. 10 de spade vorbește despre un final. Da? Justiția e la baza manifestărilor tale. Deci e clar aici că aici un adevăr iese la suprafață. Regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd aici o posibilă rivală pentru unii dintre voi care are treabă cu relația. De asemenea, văd că această persoană se va bucura alături de tine, da? Își va dori să se simtă bine, își va dori să se distreze alături de tine. Foarte interesant. Ia să vedem despre ce este vorba, ce-i cu situația asta? Că sunt curioasă, ce-i cu steaua, da? Uite, o ceartă, da? Sau veți avea o discuție prin care un adevăr va fi spus. Să văd pe cineva care se va simți trădat pentru că a așteptat sau cineva se va simți trădat pentru că a luat o anumită decizie. Da. Deci e clar aici că, nu știu, ori se impun niște reguli între voi, ori se ia o decizie în legătură cu oficializarea relației. Da? Sunt niște decizii legate de o casă sau decizii legate de o schimbare. Să vedem pentru tine justiția. Dar eu văd multă sinceritate. Uite, vei lua o decizie în legătură cu un drum. Sau persoana asta poate vrea să facă un drum către tine și tu iei o decizie. Să vedem 7 de spade din inima ta, de ce apare. Da, uite, pentru că văd aici niște probleme. Da? E ca și cum nu simți stabilitatea din relație, nu te simți suficient apreciat, nu te simți suficient de bine. Da? Pentru că, uite, tu vei lua decizia fie să faci un drum, fie vei lua decizia să ieși din relație. Da? Văd aici. Să vedem 10 de spade. Da, aici te văd puțin supărat sau supărată în legătură cu relația asta, pentru că cineva iar a mințit, iar a trădat, iar a făcut tot felul de lucruri. Să vedem celălalt, ce-i cu lumea. Pentru că lumea înseamnă mulțumire, împlinire, înseamnă acceptare. E foarte ciudat. Lumea, uite. Persoana asta se pare că reușește să închidă aici ceva legat de un angajament serios, legat de o căsnicie sau ceva legat de o călătorie îndepărtată. Da, uite. Se pare că persoana asta își va urmări interesul aici. Doar că văd multă suferință. Multă suferință și văd o surpriză foarte mare. Da. O surpriză aici legată fie de un copil, fie o surpriză legată de un nou proiect, de o nouă persoană. Foarte ciudat. Următoarea carte, 3 de monede. Aici văd că e ca și cum lucrați la ceva împreună sau dacă e vorba de o despărțire, aici văd că rămâneți prieteni. Da? Pentru tine, 5 de cupe. Da, din nou, deci te văd în viitorul apropiat că te uiți foarte mult spre trecut, te uiți foarte mult spre ceea ce n-a funcționat.
astfel de monede. Persoana asta va încerca să-ți ofere aici o șansă, va încerca să-ți ofere aici un nou început, o dovadă. Ce va simți? Ia să vedem. 6 de cupe și în mintea sa 9 de cupe. Nu știu, omul ăsta se va bucura foarte mult în această relație, în această situație, pentru că văd totuși că va considera că tu ești sufletul său pereche. Dar eu nu înțeleg de ce suferi tu. Da? Magicianul și regele de spade. Uite, deci tu tot te simți mințit, te simți trădat. E ca și cum nu poți să treci peste ceva anume. Nu poți să lași ceva anume în urma ta. Să vedem. Poate să fie aici, uite, faptul că omul ăsta te ajută cu ceva, dar în același timp te simți trădat, trădată, da? Pentru că așa cum spuneam, în viitorul apropiat te văd puțin supărat sau supărată. Uite, aici se va lua o decizie, să știi. Fie că e vorba de o decizie în legătură cu tine, fie că este vorba despre o decizie în legătură cu celălalt. Dar e ciudat că omul ăsta e foarte bucuros aici, da? Pe când tu nu. Da? Pe când tu nu ești chiar atât de bucuros sau atât de bucuroasă. Să vedem în viitor. Uite, pentru tine a ieșit justiția, e clar, se face dreptate, iar pentru omul ăsta înseamnă o bucurie neașteptată. Și între voi? Da, aici puteți să rămâneți împreună, dar repet, eu pe tine te văd destul de trădat, destul de supărat aici, în viitorul apropiat. Și are legătură cu persoana asta, nu? Are legătură cu persoana asta. Adică omul ăsta vrea o nouă viață, vrea un nou început, dar fie tu nu poți să lași trecutul în urmă, fie nu te simți bine în situația asta. Da. Și aici văd că e o tristețe care durează de ceva timp, peste care văd că da, tu nu poți să treci, cu toate că acest om va lua o decizie, se va simți bine, mulțumit, împlinit. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă ați rezonat cu mesajele, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare la o altă citire. Să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă!